Complexul energetic Oltenia a derulat proiecte de investiții pentru respectarea condițiilor de mediu impuse, aplicând cele mai bune tehnologii de depoluare, dar și pentru prelungirea duratei de viață a capacităților de producție existente. Managerul companiei a spus că în urmă cu mulți ani, împreună cu alții directori pe parte de energie din cadrul CEO, au mers în Europa pentru a vedea cum sunt acolo condițiile. Apoi au fost făcute împrumuturi de sute de milioane de euro. Am început să mergem în Europa și să vedem ce au alții și cam ce trebuie făcut. Și am accesat fonduri la fel ca orice firmă privată. Fără garanții de stat, fără obligația statului, am pur și simplu pe niște planuri de business pe care băncile le-au aprobat, am luat sute de milioane de euro împrumut pentru a veni în acordanță cu mediul, cu condițiile cerute de capitolele de aderare 14 și 18 de energie și de mediu. Ciurel susține că la ora actuală în piața de energie este o concurență neloială. În afară de Oltenia, nu mai sunt alte termocentrale care să aibă astfel de investiții. S-a ajuns ca partea de costuri cu mentenanța doar pentru mediu să fie mai scumpă decât partea cu mentenanța pentru centrală. Pentru că așa este în toată lumea asta. Alte generații de utilaje. Numai noi avem, dar din păcate funcționează la ora asta tot ce este cărbune în țară. Și spun lucrul ăsta de mai bine de un an de zile. Pentru că este concurență neloială. Din moment ce noi avem niște costuri pe care ceilalți nu le au. Absolut orice termocentrală numiți dumneavoastră, alta decât cele din Oltenia, nu au absolut niciun fel de investiție de mediu de genul acesta făcută. Complexul energetic Oltenia este singurul producător de energie care are implementate instalații de desulfurare a gazelor de ardere și de evacuare în șlam dens, a zgurii și cenușii rezultate în urma procesului de ardere a cărbunelui.